Bun venit la Starea Libertății. Am înțeles, ne-a zis domnul Câțu, că economic stăm belea. Practic e mai bine ca înainte de criză. Acum suntem acolo cu China, cu Statele Unite. Dar dacă mai ține izolarea vreo lună, le depășim, le dăm rușine. Pe bune, urmăriți-l pe domnul Câțu. Câteva minute, optimismul domniei sale o să vă dea o stare de bine. Să nu deveniți dependenți, asta e ideea. Deci, prizați Câțu cu măsură. E, problema e la școli. Dacă legat de economie guvernul o bagă pe aia cu sprijinim și venim cu măsuri, cu școlile e altceva. Am auzit-o pe doamna ministru zicând că vor trebui evitate aglomerațiile când se reia școala. Da, că oamenii înainte se aglomerau de plăcere, doamnă. Moartea lor să se bage așa unii în alții, să-și miroasă transpirațiile. Păi în orașe oamenii se aglomerează că își duc copiii la școală, apoi pleacă la muncă, iar toți încep la aceeași oră și școli și munci și așa mai departe. Un întreg lanț al slăbiciunilor și al înghesuielilor și aglomerațiilor. Că de-aia începe Câțule școala la 8 sau mai devreme, chiar dacă e dovedit științific că un copil nu poate acumula nimic din ce îi predai. Ca să-i lase părinții pe copii la școală și de acolo să plece la muncă, da. Și aici economia a fost pusă înaintea binelui copiilor. Ce și-au zis politicienii lumii când au făcut sistemul ăsta imbecil? Dă-i mă dracu de copii, nu e așa Câțule? Copii mai facem, nu? E foarte complicat cu școlile. Domnul Tătaru, domnul Rafila ne spun că trebuie să avem săpun și apă în școli. Oh, da, iată o problemă care nu prea are legătură cu pandemia, nu? Aici avem multe de spus. Odată că e o mare diferență între urban și rural. Altădată că în urban e foarte greu să organizezi ceva păstrând și nu știu ce distanță. E imposibil. Clasele sunt cu 30 de copii, ba chiar și mai mulți. La Fimiu în clasă au fost 38 în ciclul primar. Iar asta se întâmplă în săli concepute pentru maximum 20 de oameni. Și de aici alte și alte complicații. Ar fi varianta să învețe noaptea, să creștem o generație de vampiri. Uite o șmecherie. Într-o țară ca Germania se iau vacanțele altfel, diferit în funcție de land. Și părinții își iau altfel concediile și tot așa. Adică nu trebuie, mă, toți odată ca la năvălirile barbare. Știți ce zic? Noi fiind și mai sărăcuți așa de felul nostru și am fost și bolnavi când eram mai mici, poate că ar fi indicat să ne îndreptăm spre alte modele. Pe bune, n-avem școli, ok, n-avem multe. Haideți, bă, să învățăm altfel, cu alte vacanțe, mai răsfirați. Mai răsfirați, știți ce zic? A, chiar sunt curios cum o să predea doamna învățătoare despărțirea în silabe cu masca pe față. E glumă, doamna ministru, da, e glumă. Am văzut ce diferențe enorme sunt între rural și urban în legătură cu accesul la internet. Ei bine, e limpede, cred, pentru toți că diferența înseamnă un singur lucru. Unii au mai învățat câte ceva, alții mai deloc. Așa că toate diferențele astea, mici acum, nu fac decât să se accentueze în timp. Mă gândeam la o celebră reclamă pusă în contextul acestei crize. Vedeți? Sunt chestii pe care nu le poți cumpăra. Nu poți să construiești acum peste noapte școli. Nu poți să produci profesori, să scoți din pălărie profesori. Da, în economie, lasă, bă, ne împrumutăm, tipărim bani și așa mai departe. Dar niște școli peste noapte nu poți scoate la imprimantă. Vă aștept diseară de la 10 la Starea Nației pe Prima TV.